A început, prieteni, o nouă finală la campionatele naționale individuale de tenis de masă. Este finala de dublu masculin, care îl pune pe Cristian Pletea și Rareș Sipoș, lui Ovidiu Ionescu și Cristian Chiriță. Ovidiu Ionescu rămâne singurul în lupta pentru, sau în cursa pentru toate cele trei titluri naționale, după ce Berni Soci are un aur și un argint, numai cu ghilimele de rigoare, un aur și un argint, Berni Soci pierzând dublu feminin în transmisiunea anterioară. Alături de mine, pe parcursul acestui maraton, Beti Romanescu, din partea Federației Române de Tenis de Masă, o cunoaște toată lumea, probabil, care este în fenomen. Care ar fi lucrurile pe care trebuie să le știm înainte de această finală, care și ea se anunță a fi foarte, foarte spectaculoasă, la fel ca în nota meciurilor precedente? Până să intrăm în miezul finalei și să nu deranjăm telespectatorii de acasă care doresc să urmărească practic jocul în sine, ceea ce aș vrea să spun este că este o reeditare a finalei de anul trecut, exact aceeași finală. Anul trecut au câștigat Ovidiu Ionescu, Cristian Chiriță, doar cu deosebire, doar ceea ce a fost diferit a fost faptul că atunci Cristian Chiriță era legitimat la clubul Pristavu din Câmpul Lung, acum el aparține clubului Steaua, CSA Steaua București. Așadar, aceeași finală, dar mai mult decât atât, ceea ce e și mai drăguț este faptul că primele patru locuri, deci finaliștii, dar și semifinaliștii, sunt exact aceiași de anul trecut. Pletea și Sipoș au bătut pe Manole și Spelbuș în semifinală cu scorul de 3-1. Chiriță Ionescu au câștigat în fața lui Seci Hunor și Alin Spelbuș cu scorul de 3-2. Așadar, podiumul va fi același, să vedem însă dacă se vor păstra locurile 1-2 ca în 2020 la campionatul național care a avut loc la Sala Polivalentă din București. Minge cu fileul acum a lui Pletea, care își păstrează aceeași latură spectaculară pe care am văzut-o și în semifinala de simplu. Va avea un meci important la finala de simplu masculin cu Ovidiu Ionescu. Deocamdată însă concentrarea este pe meciul aflat în desfășurare, anume finala de dublu masculin. Rareș Sipoș servește la Chiriță. Foarte frumos, foarte bun tehnic, jocul în viteză, mult efect. 20-21 de ani, Cristi Rareș și Cristi Chiriță. Ovidiu este veteranul, aș spune, acestei finale, dar și cel mai bun jucător al nostru în acest moment, liderul echipei naționale de seniori. Un meci spectaculos prin faptul că toți joacă extrem de actual, jocul ăsta care acum se practică, un joc în viteză și cu mult efect. Și vom vedea cine va fi câștigătorul. 7-5 deocamdată, 8-5 pentru Chiriță Ionescu. Interesant această echipă între Ovidiu Ionescu și Cristian Chiriță, la poli opuși ai carierei, să spunem, cei doi jucători, dar care văd că se completează destul de bine. Și ce e important, Ovidiu Ionescu pare că îl dirigează foarte bine pe mai tânărul său coechipier ca să acopere masa. Ovidiu e un foarte bun jucător și de dublu. Reamintesc cu această ocazie că este vicecampion mondial alături de spaniolul Alvaro Robles în proba de dublu la campionatul mondial de la Budapesta. Așadar, un dublu, indiferent de vârstă, Ovidiu e departe de a-și încheiat cariera în tenis de masă, din contră. Iar cei trei, nu mai spun, toți trei își doresc să facă parte din echipa națională de seniori. Sipoș și Pletea sunt deja componenți de bază ai acestei echipe. Un nucleu de valoare fantastică pe care am văzut-o astăzi. Și ce finalizare are acolo pe colțul liber de masă Cristian Pletea, un forehand cu paleta închisă, nu? Sunt hotărâți Rare și Cristi să câștige această finală, fie firesc, își doresc titlul național. Bine jucat, inteligent jucat, cumva l-a dizlocat pe Cristi din... Acum avem doi Cristi la masă, Cristi Pletea și Cristi Chiriță. Da, e important ce spuneți, că dacă disloci dublul, atunci ai clar suprafață mai mare pe masă să pui mingea, nu? Exact. E o strategie care e atât de simplă, dar e teoretic genială prin simplitatea ei. Teoretic e simplă. 10-9 pentru Ovidiu Ionescu și Cristian Chiriță. Spuneați de Cristian Chiriță că este din Republica Moldova venit,
n-aș spune naturalizat. Da, foarte, foarte frumos a început, avem început de pe serviciu, de avem din nou pauză publicitară exact, și o să revenim. Ovidiu Ionescu, Cristian Chiriță, 1-0 în finala, cu Rare Șipoș și Cristian Pletea. Să terminăm ideea începută la finalul setului anterior. Cristian Chiriță împreună cu fratele lui sunt veniți din Republica Moldova. Amândoi sunt doi sportivi foarte talentați. La câmpul lung au venit întâi. Iulian Chiriță este component al echipei naționale de juniori și este antrenat de Mădălin Ionașcu. Cristi de anul acesta este component al echipei CSA Steaua București, antrenat de Seni Ionuț, Andrei Filimon, Alex Gheorghe, colectivul de antrenori de la CSA Steaua București. Foarte intensă și această partidă. De fapt, cred că e o coordonată a meciurilor între jucători de valoare. Wow, ratează aici Șipoș. Da, da, a fost un top spin cu foarte, un top spin balonat cu mult efect, cred că sunt cel mai greu de pus înapoi loviturile astea, genul ăsta de lovituri, și l-a păcălit cumva pe Rareș. 2-2. L-a plasat bine acolo în rever, însă Chiriță a fost pe fază. 3-2, omogene ambele dubluri. Rare și Cristi, spuneam, se cunosc de când erau junior 2, joacă împreună dublu de foarte mulți ani, sunt foarte buni prieteni amândoi, fiecare cu personalitatea lui, personalități diferite. Mult mai vulcanic Cristi Pletea, mai domolit Rareș. Ovidiu Ionescu și Cristi Chiriță, de asemenea un dublu care are experiență împreună, spuneam că sunt campionii naționale antitră. Bun serviciu lung. Dar și reacția. Și reacția lui a fost foarte bună, însă l-a surprins, mi s-a părut mai mult pe Cristi Pletea, acest schimb rapid de mingi. 5-2, Chiriță la serviciu, mingea treia, afară, dată de Ovidiu Ionescu. Din cădere acolo Cristian Chiriță, dar n-a mai avut vizibilitate asupra mesei. 5-4. Tenisul de masă este un sport care permite, nu-i așa, și o longevitate mai ridicată, adică jucători la nivel de popular, să spunem, sau de semi-profesionist, poți să joace până la 45-50 de ani cu lejeritate. Și mai mult, și mai de mult, atât, și mai mult de atât. Să nu uităm că în România există o comunitate de amatori extrem de fervescentă și foarte populată, și asta este foarte bine, sunt foarte bine organizați, au turneele lor de amatori. Din punctul ăsta de vedere este foarte, foarte bine. Se joacă după senior, există și categoria veterani. Să nu uităm că și noi avem reprezentanți la campionatele de veterani. Aș aminti acum întreagăt Maria Gaftea, care ne reprezintă an de an la campionatele europene și mondiale de veterani, și nu numai. Există Dan Țigău la băieți, Adi Călăuz, sunt mulți dintre sportivii noștri care se duc la campionate și internaționale de veterani. 8-5 scorul, Ovidiu Ionescu și
Chiriță, sunt la conducere. Ce frumos se joacă, rămâne lângă masă Cristi Chiriță, Ovidiu mai în spate, același lucru are și adică Pletea. Adică e observabilă tactica de exact, echipă. Exact, și într-adevăr ai senzația că amândoi se bat pe suprafața aia mesei, să fie prezenți în orice colț al mesei. Este foarte, foarte dinamic, foarte dinamic și rapid jocul. 8-7 și 1-0 în favoarea echipei conduse de Ovidiu Ionescu. Pletea nu prinde masa aici. Ah, ce a ratat. Era bine, foarte e bine. E frustrant când ratezi așa. Da, foarte bine a gândit-o, n-a ieșit însă. Mișcare generală excelentă a echipei, dar a lipsit un milimetru să fie mingea pe masă pusă. În schimb, Chiriță are aceste revere, lovituri de rever din mișcare fantastice, pare că nici și nu se uită la masă. I-au funcționat toate în diagonala lungă, da. Extraordinar de bine a memorat parametrii și știe unde să dea, imparabil. Un cartonaș galben luat de Cristi Pletea pentru faptul că a aruncat paleta și 10-8. Disciplina, fair play-ul, conduita sunt iarăși niște argumente de bază pentru tenisul de masă. Foarte rar mi-a fost dat să aud că au existat discuții contradictorii cu arbitrii sau cu adversarii, chiar dacă, hai să spunem, tensiunea rezultatului poate să conducă și la cine știe ce reacții umane. Foarte, foarte frumos de data asta a funcționat atacul de deasupra mesei a lui Rareș, bine plasat acolo, mult în forehand. Iar dar și Ionescu acoperise bine colțul. De obicei, dacă există discuții, există cu arbitre, există referitoare la serviciu. Wow, ce punct ratat, ce minge ratată, un topspin ratat de Chiriță și egalitate 10-10. Foarte spectaculoasă finala asta. Spuneam că se referă exclusiv la serviciu, atunci când servești din mână sau nu servești regulamentar. Și 11-10 de la 10-7. 4 puncte în serie făcute de cuplul Cristian Pletea, Rareș și Boș. Important e să crezi întotdeauna în șansa pe care o ai. Wow! Set! Wow, fantastic! Wow. Ce punct? Poate cel mai frumos. Asta e punct de generic, da, aș zice, e de kilogramă. Efectiv, Cristi nu se dezice, este unul dintre cei mai spectaculoși, poate face mingi absolut memorabile. Publicitate, pentru că avem treaba aici la Buzău, prieteni, ne întoarcem într-un minut. La 1 la seturi în finala de dublu masculin a campionatelor naționale individuale. Pletea excepțional, avea 3 sferturi de masă acolo pe care să fructifice și n-a greșit. El este cel care a încheiat din plonjon, spuneam noi în pauză, acel set cu numărul 2, o lovitură de la distanță puternică, bine plasată, e o lovitură care trebuie predată la cursuri de specialitate. Și tot în pauză spuneam că e prea frumoasă finala asta ca să se termine în minimum de seturi. Repede, exact. De, nu vom avea minimum de seturi, vom avea cel puțin 4. 3-0. Ce varietate! Super, super joacă băieții, toți 4 joacă perfect. Acum să vedem care dintre ei
care dintre cele două dubluri va fi mai echilibrat pe toată durata. Mai bine pregătit, exact, pentru performanță astăzi. Da, astăzi. În general toți sunt foarte bine, sigur, pregătiți pentru înalta performanță. Mi-a plăcut de Pletea că aici a dovedit că poate fi și tactic, poate să fie om de echipă, a blocat tocmai ca să-i ofere apoi posibilitatea lui Șipoș să facă punctul. 5-0. Nu pare deloc categorică această tabelă cu cât conduc Pletea și Șipoș comparativ cu raportul de forțe de pe masă. Cu ce se întâmplă, da, la masa de joc, nervos, din ce în ce mai nervos, Cristi Pletea vrea să facă spectacol, reproșează mesei, mincii că nu sare corespunzător, face parte din show-ul lui. Wow, Ovidiu, bun pe returul de serviciu în forță și reduce din diferență. Cristian Pletea preia mingea pentru serviciu, este 5-2. Ratează bun aici. Bun a fost, foarte bine a gândit-o Chiriță, a văzut că mingea a fost mai scurtă, s-a apropiat pas de masă, un topspin, nu în viteză, ci un topspin, pur și simplu doar cu efect, spre deosebire de Pletea, care a vrut să spargă masa din topspinul ăsta și nu a apreciat suficient de bine lungimea mingii. 5-4, ce revenire! Dincolo de orice considerente tehnice, tactice, strategice, un singur lucru aș vrea să rețină cei care sunt acum în fața micilor ecrane, că toți acești sportivi pe care îi vedeți în transmisiunea noastră trăiesc, respiră tenis de masă. Că sunt profesioniști și că își câștigă un ban din asta, nu e absolut nicio problemă, este doar o normalitate, o consecință. Dar este priviți absolut cu câtă firesc. Bucurie joacă. Este absolut firesc și asta spuneam, bucuria pe care am găsit-o aici la acest campionat național în care au venit toți din străinătate, cu excepția Danei accidentată, repet acest lucru pentru că sunt sigură că și-ar fi dorit extraordinar de mult să vină. Am vorbit cu ea înainte de aceste campionate de nenumărate ori și după ce a avut un an 2020 mai dificil, cu siguranță că simte nevoia de o revenire în peisajul intern, exact. Însă, s-o acum, salutăm că poate urmărește. Sperăm, putem să fim recepționați, exact, și online, oriunde în lume. Exact, sperăm. Dana este, noi suntem alături de ea și ea este alături de noi și suntem în contact cu ea permanent pentru că este normal să fie așa. Da, e bun național pentru tenisul de masă. Categoric, Dana Dodeanu. Dana este și singura jucătoare care are o dintre cele componentele echipei naționale care are o fetiță superbă pe Lara și ea face parte cumva din echipa noastră a tuturor. La sportive este și mai dificil pentru că trebuie cumva să-și managerieze viața de familie, să devină mame, nu? Și în același timp să nu renunțe la criteriile de performanță sportivă. Între timp, 9-6 pentru Cristi Pletea și Rareș Șipoș au preluat conducerea din primul moment și încă rezistă în setul ăsta. Să vedem ce se întâmplă. 9-7. Încearcă lovitura asta, cumva încearcă să spargă masa, spunem noi. O lovitură în forță, în viteză. Fără o amplitudine prea mare a mingii. Bine, ăsta e jocul de completare. În felul ăsta aici s-au completat foarte frumos. Unul a început, după aceea celălalt a completat. De partea cealaltă și Ovidiu și Chiriță sunt impecabili în joc. Câștigă doar cine e mai bun astăzi, atâta tot. E o tirania clasamentelor în orice competiție sportivă. Și principiul cubertinian. Ai câștigat? Continuă. Ai pierdut? La fel, continuă. Ce frumos a venit acest punct pentru Pletea. Da, a venit frumos în față, a venit frumos în față, n-a prins însă masa, dar foarte frumos punctul în sine. 2 mici de set pentru Șipoș Pletea. Pentru cei care credeau că tenisul de masă nu înseamnă pregătire fizică, îi rugăm să urmărească această finală de dublu băieți. 10-9, ce bine apare acolo la momentul oportun Ovidiu Ionescu și cu forehand-ul își ține dublul în disputa pentru acest set. Moment de timeout, toată lumea simte că este un final de set foarte, foarte important pentru ambele dubluri.
Oricum, rezultatele sunt grăitoare. 9-11, 12-10 și acum iar vom avea o diferență maxim de 2 puncte în set. Iată, nu avem mai acum în reluare ultimele puncte. Ah, aici Cristi a fost într-o dispută cu masa. Mi s-a părut că nu sare mingea suficient. Un adevărat regal aici la Buzău, într-o duminică de 31 ianuarie, iată, se termină luna, prima luna anului. Momentul de time-out, antrenorul Andrei Filimon, alături de Chiriță și Ionescu, de partea cealaltă Cristi Grigore, alături de Pletea și Șipăș. În proba de dublu, atunci când cei doi jucători nu sunt din același, nu fac parte din același club, pot sta la margine ambii antrenori sau ajung la o înțelegere și stă nu doar unul dintre ei. Sunt detalii de regulament ce cred că sunt importante, pentru că lumea, ca să consume tenis de masă, trebuie să cunoască. Egal 10. Înclin să cred că dublul care va câștiga acest set va câștiga și meciul. Fantastică revenirea lui Ionescu și a lui Chiriță. Sunt un pachet de nervi. Cristi Pletea și Șipoș. Servește Cristi Pletea. A fost net. Serviciul se repetă. 11-10. Oh, foarte bine pusă mingea pe masă, dar a continuat punctul. Până la urmă e 12-10 pentru Ovidiu Ionescu și Chiriță. 2-1. Haideți repede în studio, pentru că avem încă o dată treabă la Buzău. La 1 conduc Ovidiu Ionescu și cu echipierul său Cristian Chiriță în finala de dublu masculin. Ionescu pune mingea între cei doi adversari. E acel punct critic într-un dublu în care fiecare consideră că e mai bine să intervină adversarul. Nu e cazul la tenis de masă, unde consecutivitatea loviturilor e clară, se știe cine trebuie să dea. Egalitate la 1 acum. Au pierdut un set Cristian Pletea și Rare Șipoș, cel de-al treilea, pe care majoritatea credeau că îl vor câștiga. Bine plasat, erau prea departe de masă amândoi, și Ovidiu și Chiriță. Frumos au văzut Rare și Cristi acest lucru și încă un serviciu pentru Ovidiu. Wow, wow, wow! A fost tuș? Da, cred că da. Da, a fost tuș. Cu câtă sportivitate se cere scuze, asta e situația, se poate întâmpla și viceversa. Există foarte mult fair play în tenis de masă și, în general, cine nu recunoaște un tuș de genul ăsta, ulterior e stigmatizat. Și penalizat de conjunctură. 3-2 pentru perechea cu medie de vârstă mai mică. Ovidiu Ionescu simte nevoia să se ducă până la prosop.
astfel de jocuri ar trebui să n-aibă învingător și învins, să se termine cumva la egalitate. Sigur, e imposibil în contextul regulamentelor, însă diferența este atât de mică încât practic nici nu contează cine e pe locul întâi și cine e pe locul al doilea, corect? Corect, și se poate vedea cât de mult, câtă plăcere au în joc toți patru sportivii. Este extraordinar, e o plăcere și pentru ochiul avizat și pentru cel care nu e obișnuit cu tenisul de masă să vadă niște sportivi care sunt atât de dăruiți și atât luptă atât de mult pentru o medalie de aur la campionatul național. Pletea a trimis în fileu, a scuturat acolo plasa, 5-4 în favoarea echipei care conduce și la seturi cu 2-1. Pletea, a doua minge în fileu. Ce ușor a greșit-o, Rareș a încercat să pună mingea tăiată ca să continue Cristi, însă n-a reușit. Iată, de data asta, cumva își ia revanșa cu acest top speed de rever pe serviciu, retur de serviciu foarte bun. 6-5. Foarte frumoase acele mantinele mai din spatele perimetrului, în care acum observ jucători, echipa națională a României pe marile podiumuri continentale și mondiale. E o idee, e ceva fantastic pentru Ovidiu Ionescu, de exemplu, care acum e la masă, să fie și pe acel panou, să-i spunem publicitar, pentru că e o publicitate făcută tenisului de masă și performanței. 7-5. Mult în rever, l-a împins mult în rever pe Rareș, l-a prins lângă masă și să vedem Cristi cu serviciul dacă reușește să îi pună o minge bună colegului său. Wow! Nu-i lasă de niciun fel, nu slăbesc ritmul de niciun fel Ionescu și Chiriță, 9-5. Dar Chirița a fost omul de bază aici, da, pentru că a preluat perfect excelent, acel efect. A jucat foarte constant pe durata întregului meci Cristi Chiriță și Ovidiu la fel. Foarte, la Ovidiu foarte măcar ne așteptam, da. Nu e o surpriză. Însă el a fost completat la aceeași calitate de coechipierul său pe care îl și vedem acum. Iată, îi discutând, 9-6. Mai au nevoie de 2 puncte pentru a închide finala. Unul l-au făcut, 4 mingi de meci pentru Ovidiu Ionescu și Cristi Chiriță. A încercat o minge pe care, da, așa trebuia să o încerce, însă nu i-a ieșit. Și se termină. Se termină cu o lovitură de foarte frumoasă a lui Cristi de forehand. Iată, 3-1 pentru campionii naționale în titră. Care își păstrează cu una. Își păstrează titlul național. 3-1 pentru Cristi Chiriță și Ovidiu Ionescu în finala cu Rareș și Poș și Cristian Pletea. Noi ne vom pregăti, prieteni, de ultimele două meciuri ale reuniunii, anume finalele de simplu, masculin și feminin. A fost ceva fantastic până acum, merită să rămâneți alături de noi, să petreceți întreaga după amiază în țăcănitul mingii de celuloid.